Tu se vorbim astăzi cu doamna doctor Carmen Non, medic cu competență în apifitoterapie. Bună dimineața! Bună dimineața! Am auzit în săptămânile astea atâtea lucruri despre siropuri și despre tuse în general. Am venit cu avionul ieri seară și încă se tușește. Până nu s-a schimbat vremea de tot, cred că tot se tușește. Ce afecțiuni încep cu tusea? Cu tusea și cu durerea de gât, că până la urmă cu durerea de gât începe prima dată. Ea apare dacă, știu eu, vara mâncăm foarte repede sau chiar și acum o înghețată, dacă vorbim foarte tare și mult, dacă avem o tuse persistentă, iritativă, care și ea ne irită mucoasa gâtului, dacă am contactat un virus, o bacterie, o aftă. În aceste situații, mucoasa de la nivelul cavității bucale, faringe, laringe, deci corzi vocale, amigdale, se congestionează, se inflamează, se instalează durerea, la înghițit, chiar răgușala, deci practic vorbim despre faringită, amigdalite, laringite, unde întâlnim durerea de gât. Putem diferenția acasă dacă este o infecție de tip viral sau bacterian? Asemănarea simptomatologiei este destul de mare, dar există totuși niște elemente distinctive. Dacă inițial este o tuse siacă pe un fond de răceală, de guturai, clar e vorba de o viroză. Dacă reapare febra după câteva zile de simptome de răceală, suspicionăm o infecție secundară bacteriană. Dacă durerea de gât este foarte intensă, persistentă, natura este bacteriană de cele mai multe ori, sau dacă mai apar și niște depozite albe, pultacee pe amigdale, cu certitudine vorbim de o infecție bacteriană. Avem vreo șansă să tratăm lucrurile astea în mod natural? Da, avem nevoie de remedii naturale cu proprietăți decongestionante, antiinflamatorii și analgezice locale. Remediul natural pentru gât produs la orăștie asociază lemnului dulce propolisul, uleiul esențial de mente, eucalipt, de cimbru și de coada șoricelului și vine cu proprietățile următoare și anume combate iritația de mucoasă de la nivelul cavității bucale, a faringelui, a corzilor vocale. De asemenea, reacțiune antimicrobiană elimină inflamația, durerea și împrospătează respirația. Eu am înțeles foarte bine de ce folosim eucaliptul la tuse, pentru că niciun urs koala n-a tușit niciodată nicio filmare. Adică, vedeți multe filmulețe cu urși koala super simpatici, se țin ei acolo, dar niciodată ursul koala nu tușește pentru că el se hrănește cu eucaliptul la bază. Așa. Spuneți-mi ce facem dacă tusea e seacă sau dacă devine productivă? Da, și în tusea seacă, care e foarte neplăcută și obositoare și care poate să apară tot din cauza unei infecții de natură virală sau dacă suntem expuși și timp îndelungat la fum, la aer poluat, chiar la aerul condiționat, poate să apară această tuse seacă și în această situație remediile naturale ne sunt de folos. Un remediu natural eficient conține plante medicinale atent selecționate și aș menționa ciuboțica cucului, care e o plantă de primăvară, lichenul de piatră, de asemenea rădăcina de nalbă, alături de propolis, de ulei esențial tot de eucalipt, dar asociat cu coada șoricelului, cu anason și cu fenicul. În conținutul crescut de mucilagii din plantele menționate, practic elimină iritația de la nivelul mucoasei căilor respiratorii, iar uleiul esențial elimină inflamația și spasmul. Mulțumim tare mult pentru explicații. În tusea, mai am un răspuns să vă dau, în tusea productivă, sigur că da, în tusea productivă avem nevoie de un remediu care să conțină plante medicinale cu acțiuni asupra căilor respiratorii, deci practic să elimine disconfortul respirator, să ușureze respirația. Una dintre cele mai vechi rețete românești de sirop conține o asociere de plante care practic acționează atât în tusea uscată prin calmarea tusei și
relaxarea căilor respiratorii, precum și intusea productivă, acționând asupra secrețiilor, deci fluidifică secrețiile, favorizează expectorația. Vorbim despre scaiul vântului, despre florile de tei, despre muguri de pin, pătlagină și de asemenea despre cimbrișor, plante atent selecționate și prelucrate în așa fel încât să permită o extracție maximă a principiilor active pentru a fi oferi o eficiență crescută. Mulțumim tare mult! E bună calea naturală, mai ales într-o perioadă în care ați auzit siropurile pur medicale au fost retrase de piață din motive de complicații majore. Calea naturală este mai bună, mai ales că vine de aici, de la noi, din zonă. Mulțumim tare mult, doamna doctor! Mulțumesc și eu! Apropo,